Bună ziua, dragi gospodine! Astăzi am pregătit salata ananas, cea mai gingășă și legeră salată pe care am mâncat-o vreodată. Este o salată solicitată pe o masă de sărbătoare și îndată dispare de pe masă. Ingredientul principal este pieptul de pui, pe care mai întâi de toate l-am fiert, l-am lăsat să se răcească, apoi l-am porționat în felul următor. Nu uităm și de ardeiul gras. Eu am folosit un ardei roșu pentru a-i oferi culoare salatei mele. L-am tăiat cuburi mici. Următorul ingredient este porumbul conservat. Și cum fără de ananas? Eu am folosit ananasul conservat, iar dumneavoastră puteți folosi și pe cel proaspăt. L-am tăiat cuburi mici. Punem sare și pipier după gust. Ultimul ingredient este maioneza. Eu am folosit maioneză din comerț, iar dumneavoastră puteți ca să o pregătiți acasă. Amestecăm salata și trecem la aranjare pe platou. Pentru a decora salata, am folosit frunze de salată pe care le-am spălat și le-am aranjat pe platou. În acest video, voi aranja salata în două moduri, în formă de cerc și în formă de ananas. Am folosit un cerc, l-am fixat pe frunze și am pus salata. Pentru decor am folosit miezul de nuci. Iată, aceasta este prima metodă. Putem la fel aranja salata în formă de ananas. Iată, acesta este rezultatul. Sunt sigură că oaspeții vor rămâne impresionați și mulțumiți.